Le-a urat un an de studii cât mai reușit și, mai în glumă, mai în serios, le-a făcut o invitație la cafea. Președintele interimar Mihai Ghimpu s-a întâlnit astăzi cu studenții Universității Tehnice din Moldova, într-o atmosferă degajată, cu ocazia începerii noului an de învățământ. Ghimpu i-a îndemnat pe tineri să depună eforturi pentru a deveni buni specialiști care să contribuie la dezvoltarea țării. Vă doresc să deveniți buni specialiști ca să contribuiți la relansarea industriei ușoare de prelucrare, pentru că materie primă noi avem. Întâlnirea a fost una cu iz electoral. Vă chemăm pe toți să participați, să alegem cu toții prin votul fiecăruia dintre dumneavoastră președintele țării. Suntem în ajunul referendumului național, constituțional. Au rămas zile numărate, probleme sunt, dar nu jeliți timpul personal, fiindcă e vorba de viitorul nostru comun. Edilii de la Primăria Capitalei au promis că vor colabora și în continuare cu Universitatea Tehnică. Noi vedem această conlucrare prin crearea unui campus universitar din cămine de calitate înaltă, care cred că începând peste un an, peste doi ani, vom începe să lansăm, deoarece nu putem mai repede din cauza problemelor financiare. Proaspeții studenți par entuziasmați de noul statut. Tăcut că de acum e viitorul, nu doar vede că viitorul țării e în inginerie și o profesie interesantă. Vreau să devin un om mare în viață. Îmi place facultatea care am ales-o. Socot că e pentru mine. Și am ales deoarece documentele din această universitate sunt recunoscute în Europa, în America, Canada și se poate găsi un loc sigur de lucru. La Universitatea Tehnică din Moldova își fac studiile 25.000 de studenți.